Ediția a doua a proiectului Sfântul Ioan cel Nou, Bucuria Copiilor, a ajuns la final. Evenimentul organizat cu prilejul Hramului Catedralei Arhiepiscopale, dar și al Zilei Internaționale a Copilului, s-a încheiat cu momente muzicale așezate sub genericul Copilăria într-un cântec, dar și cu vernisarea expoziției de icoane Sfinții Prietenii Copiilor. Manifestările cultural-artistice organizate în cadrul proiectului eparhial Sfântul Ioan cel Nou, Bucuria Copiilor, s-au desfășurat la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Momentele muzicale au fost susținute de o parte dintre corurile parohiale ale centrelor Eclezia, precum și de câțiva soliști. De asemenea, copiii de la Școala Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava au susținut un moment de dans. Ne-am adus aminte de copilărie și am sărbătorit ziua Sfântului Ioan. Cel mai mult mi-a plăcut că i-am bucurat pe oameni. Evenimentele au continuat cu vernisajul expoziției de pictură organizată cu sprijinul Asociației Preoteselor Sucevene, Sfânta Elisabeta, pentru a susține cazul lui Filip George Alexandru din parohia Bosanci 1, care în luna octombrie a anului trecut a suferit un grav accident. O bucurie întreagă a fost aici pentru că au participat mai bine de 9 coruri de copii din parohiile protopopiatelor eparhiei noastre și cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop Halinic, cu toți au primit daruri, iconițe cu Sfântul Ioan cel Nou și cărticele cu viața și acatistul Sfântului Ioan cel Nou, pentru că acești copii harnici s-au ostenit și au pictat icoane cu chipul Sfântului Mare Mucenic. Și de aceea a fost și un vernisaj de pictură pe sticlă și lucrările lor au fost premiate cu premii, pentru că au fost mai mult de 100 de copii care s-au înscris în acest demers al nostru de a da cumva o înfățișare copilărească și de bucurie chipului sfânt al mucenicului ocrotitor al sucevenilor. În această zi de mare sărbătoare, Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăvuților, am organizat evenimentul Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, Bucuria Copiilor. Asociația Preoteselor Sucevene a pregătit pentru copiii care sunt prezenți la acest eveniment numeroase cadouri. Copiii au fost așteptați cu baloane, dulciuri și multe alte daruri, atât trupești cât și sufletești. Am pregătit în mod special decalogul copilului. Acest eveniment a fost creat cu multă, multă dragoste pentru a ajuta un băiat de 9 ani care a suferit un accident de mașină. Am creat împreună cu copilașii de la atelierele parohiei Sfântul Dumitru icoane. Icoane pictate din suflet cu drag, care astăzi vor ajunge la oameni dragi, cu suflet mare, care dăruiesc din puținul lor pentru acest caz pe care dorim să-l sprijinim. Toți copiii și tinerii prezenți au primit din partea înalt preasfințitului Părinte Calinic premii și daruri, iconițe, dulciuri și baloane.